S-a dat pe Facebook drept o blondă sexy din Bulgaria și timp de 4 ani a înșelat zeci de români. E povestea unui bărbat din Constanța care a reușit să obțină așa 42.000 de euro. Sub paravanul unui cont fals, individul cucerea bărbați și îi convingea să-i trimite bani. După ce un păcălit a depus plângere, scrocul a fost reținut. Ea este Andreea Coleva, o tânără născută în capitala Bulgariei și mutată în militari. Sau cel puțin asta credeau peste 14.000 de persoane care o urmăreau pe rețelele sociale, cei mai mulți bărbați. Datorită lor, la fiecare postare reușea să strângă sute de aprecieri și comentarii. În realitate, pozele aparțin unui model care activează pe o platformă pentru adulți, tot din Bulgaria. Iar în spatele contului fals de Facebook se ascundea Cristian, un tânăr de 29 de ani din Constanța, care a găsit în urmă cu 4 ani o cale rapidă, dar ilegală de a face bani pe spatele admiratorilor creduli. De unde ți-a venit ideea să faci asta? A meritat? Deși în poze apărea îmbrăcate cu haine scumpe de designer și părea că duce o viață de lux, Andreea cerea diverse sume de bani bărbaților cu care interacționa în social media, pe motiv că avea probleme financiare. Altora le-ar fi trimis filme și poze fierbinți, care aparțineau modelului pentru adulți din Bulgaria. După ce îi convingea, individul le trimitea bărbaților contul bancar și le cerea sume de bani cuprinse între 1.000 de lei și 100.000 de lei. Un calcul simplu făcut de procurori arată că acesta încasase în total peste 40.000 de euro. Total, 9 bărbați au căzut în plasa lui Cristian, deși vedeau că titularul contului bancar era un român. Constanțeanul le spunea că este un apropiat al tinerei sexy sau chiar fratele ei. O singură victimă și-a pus semne de întrebare, asta nu înainte să rămână fără peste 100.000 de lei. Atunci a pus mâna pe telefon și a sunat la poliție. A fost pus în executare un mandat de percheziție domiciliară pe raza județului Constanța. De asemenea, au fost identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză. Individul este cercetat acum de procuror pentru înșelăciune în formă continuată. Afli oriunde ai fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.